Nu doar copiii care avem noi în viața aceasta sunt în categoria acele suflete care am mai întâlnit, și oamenii în general care sunt în jurul nostru și acei oameni care avem o legătură mai apropiată intră în această categorie de familie de suflete. Când ești la nivel de suflet, să zicem în dimensiunea 7D, ca să poți să cobori la 3D, trebuie să cobori vibrațiile din 7D la 6D, să-mi fragmentează sufletul la câteva bucăți la 6D. Dar de la 6D să te fragmentezi la câteva bucăți de suflet la 5D. După mai jos până când se poți să ajungi la vibrația 3D. Cu o entitate, un suflet care este la nivel de 7D, nu poate să vină într-un corp fizic în dimensiunea 3D. Da? Așa că din acest aspect suntem mai multe suflete pereche care suntem sau am venit aici pe pământ și ne întâlnim. Am stabilit acolo sus, înainte să venim aici, hei, când mergem pe pământ ne întâlnim și o să realizăm acele misiuni care am stabilit, da? Ok? Din acest aspect sunt foarte multe suflete care ne reîntâlnim și aici pe pământ, sunt în categoria familia noastră de suflet. Acum, dacă dorești să afli tu ca și suflet, din ce planetă, din ce dimensiune, din ce galaxie ai venit sau ești, mai mult rădăcina ta de unde este, poți să afli prin sesiunea realinirea sufletului la tiparul original pe site-ul soularchitect.ro sau chiar să participi la retreat-ul Magia 3, care o să fie pe 4-6 octombrie în Colibița.